Ia uite frate, cu un Parkside am tăiat aici cu un flex. Așa, și cu târnăcopul pe un andemulatul, asta urmează să cadă, vă arăt îndată. Și hai să vedeți aici. Ia uitați aici. Cum aruncă Max grinda. Ia. Și acolo cu flexul numai o tai, pac, pac. Și aici stați să vă arăt o chestie. Max cel mai tare demolator. Aha! A vrut să mă înțepe, frate. A vrut să mă înțepe. Eu ușurez munca lui Ionel cu buldo, făcând treburile astea. Cu buldo uneori se mai agață în liane, cum le spun eu. Și uitați, uite așa i-am dat. Pac! Asta e la distanță, te rog. Max, cel mai tare demolator, băiatul curajos. Dați să vă arăt cum cade. Eva! Stai acolo, da? Stați să vă arăt cu parța ce face Max. Stați așa. Nu plecați. Pentru că stâlpii aceștia îi voi folosi ca grinzi. Cu pânza asta micuță care a mai rămas. Ia. Stai, stai, stai. Care e pânza? Unde aproape? Ia, iau și tu un metru, doi. Uitați aici. Hai. Gata, ia, ia distanță. Up. Dă-te în spate. Max the greatest. Ia. Ați văzut, despre asta vorbesc eu. Nu trebuie neapărat utilaje, tot felul de chestii. Se poate și o sculă dintre asta micuță și un târnăcop. Mai ales că prețul e mic. Mai ales. Ne descurcăm cu ce avem. Cam povestea, cam bancul cu moșul și fata tău. Hai la treabă. Scoate, dragă, telefonul și filmează că Max într-o secundă totul demolează. La cel mai mic preț, Parkside. Cu acumulator electric. Ține-l, te rog. Și târnăcop manual. Mai am de continuat. Deci voi păstra temelia și tocmai de la această fisură din 98 toamna va băga Ionel buldo și această temelie va fi în divorț. O parte rămâne mie, o parte rămâne celuilalt proprietar. Iar aici, bineînțeles, va veni hala! A ieșit curcubeul și pe strada noastră. Ia uite-l ce frumos este! Uite.
the warrior. Hey, salut! La umplutură cu tine înălțăm totul. Van Damme, vino și ajută-mă! Chuck Norris, vino la un șpagat aici. Treci la treabă, Chuck Norris, treci la treabă. L-a uitat pe Bruce. Bruce Willis! Și Arnold. Mai e și Arnold. Și foarte negă dacă era ridicat tot zidul. Dar face reclamă la Parkside. Omule, nu mai e o reclamă. Dar totul se clădește prin muncă, nu uitați. Mai am de tăiat părțile acestea. Mai am acolo 4 dinți și am terminat. Descos țeava. Hai cu flexul, mister, lasă joacă. Când i-am tras la unul în podul palmei, i-am dat somn. Ca a comentat în Club Maraton la Maimea. Așa cu podul palmei. Înțelegi? Arnold de Bucovina te vede. Ia uite aici. Arnold de minciună, frate.